Natalia Chirtenea, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. La cei 63 de ani, Afanasia Smetanca din Racovăți a intrat pe neașteptate în conflict cu legea. Femeia este convinsă că de asta e vinovată o cumetră de-a ei. Da, asta îi place, mănâncă oameni, îi place oameni. Afanasia povestește cum a aflat trăsnită că riscă să facă închisoare. Polițiștii au reținut-o chiar la graniță atunci când revenea de la muncă din Italia. Dacă mă tai proces penal, trebuie să te duci acasă să-ți rezolvi problema. Și eu atunci am început a plânge și mă gândeam și chiar trebuie să-mi fac proces penal. Femeia a aflat că pe ea s-a plâns o cumetră. Acum 6 ani între ele a fost o ceartă și chiar bătaie. Afanasia însă afirmă că nu a fost într-atât de grav ca să se ajungă la un dosar penal. Cum o anena de partea stângă, ni se rădiga o bol până acolo, eu îi spun, zic, fare onor, și-o fost, o fost, de-i drum să mă duc acasă. Vă întrebați ce motiv ar avea să se bată 2 cumetre. Afanasia o spune direct, nu l-au putut împărți pe soțul ei. Și eu îi spun, zic, fată, ție nu ți-e rușine la obraz, mi-ai botizat copiii și m-am ușit, îi vieși cu dânsul. Dar ei nu s-au rușunat. Mi-au zis, dar voi nu vă împăcați. Acum, de pe o zi pe alta, Afanasia își așteaptă sentința și plânge, jurând că nu are pentru ce să facă închisoare. Cum îi transpune că am bătut-o cu parul, am făcut-o neagră ca pământul, când mi-a citit procurorul cauza, mi-a spus că merită un an de pușcărie la Rusca. Pentru a-și demonstra nevinovăția, Afanasia s-a hotărât să treacă testul la poligraf, unde a mințit femeia și unde a spus adevărul. De partea cui este bărbatul pentru care s-au bătut cele 2 cumetre? Va accepta oare și Nicolae Smetanca testarea la detectorul de minciuni? Aflați în această seară. Nașa de cununie a familiei Smetanca spune că legea este nedreaptă cu fina ei. Mai mult, femeia crede că Afanasia este singura victimă din această poveste și cu siguranță nu ea trebuie să ajungă după gratii. Lidia Graur a venit în această seară în platoul nostru să o încurajeze. Bună seara! Bună seara, doamna Graur! Bine ați venit la noi, vă rog să luați loc acolo. Dumneavoastră sunteți nu doar nașă de cununie, dar am înțeles că și o rudă apropiată. Sora lui Cole. Sora lui Nicolae, soțul Afanasiei, da? Spuneți-mi, vă rog, când ați aflat dumneavoastră că Afanasia are probleme cu legea? Noi ne-am întâlnit și îi spune, uite, nașă am fost la acasă și m-am dus că eu când nu era ea acasă, el se duce la dânsa. Mai mult acolo era, măcar cu mii frate. Și când am eu venit acasă, în loc să stăi lângă soții, dar eu nici l-o chemat iară. Și el s-a dus la dânză și toți vecinii spune, măi, cum tu așa ia că te... El șede numai aici, așa încolo, încoa și... Dar el zice că e, dacă eu s-a dus, știți cum, o zice și ei, câteați așa fac. Dar chiar știa tot satul că el o înșeală? Că Nicolae își înșeală soția? Dar și satul e mare și... E mare satul, dar lumea, știți cum. Deci vorbea lumea? Da, cum? Și chiar s-au bătut? Nu s-au bătut. E fina, e mie, e josuț și grăsuță. Dar și e meinant și e zdravă. Și ce putea să o enerveze ca să se bată? Că până la urmă se vorbește de o bătaie. E o aninat-o de păr pe Afanasia și o dat-o jos. Și le-am dat-o ca jos. Dar mi-au văzut că dacă și e mare și... O dovdești cum o strigat la mahal, ajutați-mă și a venit acolo să ne-o sosie. Asta ce e ceva povestit cumnata? Și eu a fost la judecată așa. Și la judecată la fel, a povestit da. Exact același lucru. Doamna Lidia, dumneavoastră știți ce pedeapsă o așteaptă pe fina și cumnata dumneavoastră? Dacă nu e vinovată deloc și pedeapsă poate să aștept. Dar cunoașteți? Ziceți că la judecată cunoaște. S-a vorbit. Ce știți despre asta? Să ne spuneți. Noi când ne-am dus, eu m-am dus la... procurorul orașului, care e mai mare. Și spun, și înseamnă asta e o prostie întreagă. Nici nu s-a bătut, nici nu a aninat-o, nici nu s-a dus. Dar eu știu că e fabricată asta, bolnicine asta, că eu știu cine. El îmi zice, hai duceți-vă acolo și îi scăliți-vă că n-am mai și nimic, ca să-i dă-i 12.000 amendă și gata. Așa mi-a zis procurorul. Orașul, nu a procuror.
Și acum ce risc, Afanasie? Și ies o dus acolo și multe ori au fost. Dacă ce, că nu-i drept, nu-i drept. Dar mă, advocatul, uite, mi-a luat așa un advocat că nu mai făcea nici, o, nici nu îi spune că nu-i judecată, nu că s-o mai întrebi ceva. Și cu ce s-a terminat judecată? Și eu spus așa că 50.000 se dă ei bani pentru lecuire, să-i plătească 5.000 advocatul și să-i dă o an la rusc. Eu când deci am un an de închisoare? Da. Nu cu suspendare, dar chiar se meargă după grație. Așa mi-a spus, da. Noi am solicitat un comentariu din partea procurorilor care cer o pedeapsă cu închisoarea pentru eroina noastră, însă ei au refuzat să ne-l ofere. Dumneavoastră, m-a atenționat pe mine este că ați vorbit de niște dovezi pe care le-ar fi prezentat cu metra Afanasiei, care ar fi fost falsificate. La ce v-ați referit? Femeia asta, dacă aș fost, cum mi zice și eu, că eu rup coastele, o întrebat-o la judecat, că fata mea e advocat și eu zic că mamă, dar nu e la Spania, nu e acolo pe loc. Și zice, mamă, mi-a spus așa și le că întreabă și coastele, deci că doctorul știe. E și medicamente ai luat. A, de ce acuri? A, de ce are 50.000? Eu știu că 50.000 se iei medicamente, trebuie să iei tot farmacie. Arată ce acuri și noi îți dăm 50.000. Și ai făcut 50.000, dar nu a avut ei nici o nică, nici tu coastă ruptă, nici tu nimic. Băițelul ei face parte din bandițel, chiar cum trebuie. Și credeți că cumetra a fabricat da, întreaga poveste? Da, e fabricat. Și spravca de boală și tot e fabricat. Și advocat tot așa a spus și tot fabricat judecata asta. Tot timpul asta e percepția omului simplu, care nu percepe în domeniul penalul sau a dosarelor penale, să zicem așa, cu totul e falsificat și așa mai departe. Deci aici nici nu putea să pornească dosar penal sau dosarul cel penal care era pornit fără o expertiză medico-legală cu... Dar nu a fost. Asta era obligatoriu. Nu putea să nu fie. Nu a fost, domnul. Este obligatoriu, trebuie să fie la leziuni corporale, obligatoriu expertiza medico-legală. Deci care a stabilit gradul leziunilor corporale. În ceea ce privește sumilor invocate dumneavoastră, persoana poate să ceară pentru despăgubiri morale și milioane. Nimeni nu interzice. Aici deam o instanță o să aprecieze cât a fost lezat gradul, să zicem, în situația dată și poate să-i aprecieze un cuantum bănesc esențial sau neesențial. Dar în ceea ce privește prejudiciile materiale care au fost suportate, aveți dreptate. Cecuri de la spital, de la farmacie pentru lecuiri, etc., etc. Dar acolo, vă repet încă o dată, pe asemenea categorie de dosare, până nu este expertiza medico-legală pentru aprecierea gradului leziunilor corporale, dosarul nu poate fi transmis în judecat. Domnul, cum poate fi? Bia de auză dacă eu rupt coastele, zici că odată jos și eu rupt coastele. Înțeleg și asta, dar acolo la noi nu a lămurit-o nimic, numai așa îi spune. Îi scălește ca și bătărghine. Și ies o dus, ia de auză sus la piață, vine cu două torbe, pe omul coastele rupt și poate să aducă două torbe cu curieche acolo și avea cu varză. Nu își poate și așa ceva cu coastele rupte. Coastele rupte șeți în pat, șeți legat, că nu poți să te miști din pat. Știți cel mai interesant dacă întrebarea asta depus la un medic? Putea oare o persoană cu coasta ruptă să aducă două genți sacoșe de la piață? Știți ce o să răspundă medicul? Posibil. Totul e posibil. Dependență de complexitatea persoanei, ruptura, etc., etc. Astăzi vorbim despre Afanasia Smetanca de 63 de ani din Racovăț. Recent, femeia a aflat cu stupoare că are probleme cu legea. Revenită acasă după mai mulți ani petrecuți în Italia, Afanasia a aflat că de 6 ani are intentat un dosar penal pe numele său și acum riscă să facă pușcărie, pentru că ar fi bătut o măr pe o cumătră, pe care o bănuia că ar fi amanta soțului său. Femeia se jură că i-a dat doar câteva palme rivalei sale și pentru asta nu merită să ajungă după grații. Pentru a-i convinge pe toți că spune adevărul, Afanasia a fost gata să treacă și testul la detectorul de minciuni. Cât de sinceră a fost în fața expertului poligraf, vom auzi în curând. Dar acum, să o cunoaștem pe Afanasia. Vă așteptăm în platou! Spuneți-ne, vă rog,
afirmați că de 6 ani aveați un dosar penal despre care nu știați nimic? Bărbatul mi-a spus că ai un dosar penal și trebuie să vii acasă să rezolvi. Și eu i-am spus că eu nu vin deloc acasă, că dosarul penal e din partea ta. Deci noastră știați de 6 ani că aveți un dosar și ați trăit cu acest gând fără ca să vă ne liniștiți? Numai eu știu cum am trăit cu gândul ăsta. Dar cum s-a întâmplat? Vă rog să ne povestiți. Cum s-a întâmplat o bătaie între două femei? Eu mă uit la dumneavoastră și nu-mi imaginez cum este să vă bateți cu altă femeie. Nu m-am bătut, eu nici așa? N-am avut în viață. Dacă puteți să ne povestiți, ce vă aduceți aminte din acea zi? Eu n-am avut cu nimeni de afaceri, dar când am venit acasă în 2013 am văzut că la mine acasă e schimbat viața. Pentru că eu stam, comunicam cu dânsul, îi trimitem bani, el acasă construie, pășe, am soțul. Schimbat. Da. Pentru că eu m-am dus, crâșa era veche, ferestrele ne băte vântul și el era sărac și eu sărac, pentru că părinții lui au murit și anii tot au murit. Și am luat o decizie, eu să mă duc în lume, să ne facem la casă. Eu îi trimitem bani, el acasă construie. Când am venit în 2013 acasă, eu am văzut că la mine acasă nu-i cum trebuiește. Că ce două rânduri la garaj, eu i-am lăsat bani să iei ciment și să facă garajul. Și când am venit, două rânduri de cotileți, cum i-am lăsat, așa i-am găsit. Și am zis că omul ăsta ori e bolnav, ori s-au găsit una de nu face nici acasă. Că zic, nici nu a făcut. Și comportamentul lui, dar mă, nu era cum era mai înainte. Ieșea în drum, sta cu vecina, cu alte vecine, la vorbă, dar eu îi spuneam, când n-am mai stat eu în drum, că acasă este de lucru zi la zi. Amui eu am venit acasă, trebuie să facem și trebuie. Ei, azi așa, mâine așa, eu l-am mai văzut pe dânsul că se duce la vecină. Și cu ochii i-am văzut și cu gura vecinilor, dar eu nu i-am spus, ei niciodată nu i-am zis, deși într-o zi de la magazin vine și ei mă oprește. Dar n-am văzut pe nimeni pe drum. Este între doi stâlpi cu un bărbat. Dar nu i-am văzut, am trecut și eu ieșit de acolo și îmi spune, zice, dar și nu grăiești? Dar eu zic, eu lumea care o văd pe drum, grăiesc, dar pe tine nu te-am văzut. Ori ai auzit ceva. Dar eu zic, n-am mai auzit, dar eu mă duc acasă că am de copt. Ei, du-te că eu n-am ajuns la Borș la tine. Dar eu atunci i-am zis, zic, n-ai ajuns la Borș, dar ai ajuns la bărbatul meu. Și ei s-au dus pe un drum, eu m-am dus acasă. În altă zi, când am ieșit în drum iară, dar ei m-au aninat că nu-i mâță. Dar eu zic, este o mâță pe șoapră acolo. Păi zice, dacă nu e a mie, e a Marichi, altă vecină. Păi eu zic, fădă-vă unul virusul la obraz. Eu am venit acasă, vă păzesc vouă mâțele. Și în sâmbătă, duminici mari, pe data de 7, luna 7, în 2014, m-am dus la injecții, dar nu mă duc acasă. Trec drumul, că la noi drumul în cruce, erau niște femei. M-am oprit la dânsele și ele ne spun, ai văzut că te stă în drum cu Eleonora. Dar eu zic, l-am văzut, dar vă spun drept că nu îl văd. O să-mi fac vă doi pași, mă uit, el stă cu dânsa la masă, la portița miticuță, că noi dacă avem drum, în mijloc că avea o farfurie cu sarmale și un șep cu jen. După aia asta, eu i-am văzut, vine fișorul și eu îl întreb, zic, Iura, că el are probleme cu sănătatea și nu-i trebuie să cinstească. Zic, Iura, dar de când tata tău? Zic, de când tata bie? Dar el zice, nu, tata nu bie. Și se duce de vale la dânsul. Zic, tătăi, ei, dar voi v-ați pus la masă. Zic, am ia acasă. Știi că mătale nu trebuie să cinstești. Dar el zice, hai, pornește, că eu te ajung. Când se întoarce să vadă dacă el vine din urmă, el l-a văzut în o gradă la vecină. Eu am închis poarta, l-a dat pe dânsul o gradă și a închis poarta. Și să veniți să-i spus în ea, mamă, tata e la nana Leonora. E băietul s-a dus, treaba lui, la discotecă, un s-a dus.
Eu am rămas acasă, femeile sunt prăștete, la ora 11 și eu m-am dus acasă. Șezând pe... m-am dus și ne-a luat două triple șinte în mână și mă uitam la dânsa. La dânsa era lunina stânsă și zic ea că e cu coana s-a dus și s-a culcat. Dar el așa zând într-un șaș dormit. Când m-am dus, el nu era acolo în drum, dar i-am auzit că el trece. În timpul ăsta eu ne-a venit în cap, zic, mă duc să văd și a să reprezint ea că sunt și eu pe lume. Și eu doar de femeie, nu de samantă. Și nu sunt numai pentru muncă. Când m-am dus, l-a trecut de câini, că avea doi câini pe sârmă, l-a trecut de neșor. El, când m-a văzut la poartă, a șters-o acasă. Și eu a trecut pe lângă dumneavoastră, așa? Da, a trecut pe lângă mine și nu v-a zis nimic? Nică. Așa, și dumneavoastră ce ați făcut? Dar eu îi spun ei, zic, ție nu ți-e rușine, vouă nu vi-e rușine, suntem poartă, în gardă, în gardă, aici e vecin de o viață. Dar e zice, nu s-a rușinat, așa i-a zis, dacă voi nu vă împăcați. Dar eu m-am aplecat să-i ridic roche. Zic, precis că ești fără haina intimă. Și în timp și ala m-a aninat de păr, și mă tăriem o gradă. Eu un drum, eu o gradă. Ne-am trântit jos în drum. Cum am închicat una lângă alta, eu în timp și ala ne-am adus aminte că au portiță. Avea un șifer, că era îngrădit cu zidișor și cu șifer pe zid. Șiferul și ala era legat cu sârmă. Dar atunci mi-a spus o vecină să te duci că iau și portiță acolo. Când am văzut portița, da. Și când mi-am adus aminte, zic că ori veni amândoi și m-au rușit, oara o bucată de noapte. Așa v-ați gândit? Amândoi, adică v-ați gândit și la soțul dumneavoastră? La amândoi m-am gândit. Și cum am început a striga. Așa? Favale, la vecin. Favale, mai Luca și a venit Luca. Dar dacă a venit Luca, eu nu m-am dus acasă, dar m-am dus la o vecină. La o fetiță, tineric, de vreo 30 de ani. Și e când m-au văzut, s-a spăriat, că eu eram cu părul lung, am ui scurt. Spuneți-mi, vă rog, să nu vă supărați, dar țin să vă întreb. Ați bătut-o pe ea? Nu. Pumni, un fier, i-ați format coastele? Nu. Dar n-am cum, ce ați făcut? Nică mâni. Nică. De coaste rupte nici vorbă. Nici vorbă. Poate când s-a trântit și a rupt o coastă. Nu știu. Dar nu, femeia care are, omul care are coaste rupte, el nu se poate răsfla. Dar e așa de tare mă ocără și așa cuvinte urâte și înzășe că și în ziua de azi mă doare suflet. Dumneavoastră aveți 63 de ani, Eleonora, cât are? Tot atâta. Sunteți prea moale. Lăsătoare. Amantele, spre deosebire, sunt foarte, foarte obraznice, îndrăznețe, curajoase și au nas, Marie, ce cunoaștere spune. În eu cunosc, temă, Targhine, amantele. M-am ciocnit foarte bine cu asta, da? Numai că, da, numai că nu m-am bătut, am bătut-o cu cuvintele. Știți ce mi-a spus la poliție? Mi-a spus că mai bine o băteai. Dar mă uit că dacă chiar și s-o bat, oricum mai treabă cu legea. Da. Vreau să vă spun una, că nu există legi pentru amante să fie ele, să li se deschidă dosar penal pentru că strică o familie. Ia că avem noi femeile de strădănuit, astea care suntem soții. Ia că pentru noi dosare se deschid ușor. Nu știu unde e dreptatea, unde să strigăm ca să fim noi apărate. Dar vă spun încă o dată, femeile, ia că soțiile sunt prea moi de caracter, de atâta ele au nasul ăsta și sobraznici ca să fac și ele, dumneavoastră, din cauza asta că ați fost prea moale lăsătoare. Iată și dosarul l-ați lăsat, ați căzut, ei, poate las ca să treacă, las, da. Las. Iată din cauza asta, vedeți? Mult stimată doamnă, în caz că vă duceți să vă clarificați cu vreo amantă, nu vă uitați sub fustă. Pentru că ea a reușit și vă tras de cap. Asta trebuie să o faceți dumneavoastră. Iar îmi pare rău. Să știut că el e la dânsa, n-aveam să mă duc. În primul rând să văd lunină. Aveam să știu că el s-a dus la dânsa în companie. Bieu înainte. Dar eu n-am știut. Eu m-am gândit așa. Mă duc să-l aduc acasă, că fiică mi-a nizit. Dar nu înțelegi fel de femeie ești.
Te duceai și îl tăriai de pe toate drumurile acasă. Ce înseamnă te duceai și îl tăriai de pe toate drumurile? Deci am mai fost? Nu, am uși cu vecinii când mai cinstie, dar eu mă duceam și îl aduceam acasă. Amețea el, da, și îl aduceați. Îl aduceam acasă, nu... Da, scuzați-mă că vă întreb, alte amante până atunci am mai avut? L-ați mai iertat? Ați mai... L-am mai iertat eu și... cu altele, că eu nicătam de lucru. Acasă, deci asta v-a pus cumva capacul, da? Ați răbufnit asta, acum, în momentul ăsta. Așa i-am buhnit. Știți, sunteți o femeie foarte puternică. Sincer să vă spun. În general, după cât eu țin minte, în popor se spune așa, că pentru dragoste ta trebuie să te lupți tot timpul. Și Mătale, ești puternică și ai încercat să lupți pentru dragostea, pentru familia noastră. Vreau să spun un lucru, el nu merită. Nu merită. Mulțumesc. Știți de ce? Pentru că ajung bărbații noștri la o vârstă când s-a lentați ca copiii. Nici nu lucrează să duci femeia în Europa să-i trimată bani acasă, că el pe banii care îi muncește soția să îmble la amante. Dar el elementarul soveste nu are. Dar cum? Elementar soveste nu are. Este Ion Alfons, dar nu e bărbat. Colegii mei au pregătit un scurt subiect despre viața Afanasiei cu Nicolae. Haideți să-l vedem împreună. Afanasia își amintește și astăzi ziua când ea și Nicolae și-au legat destinele. Împreună au doi copii care acum sunt stabiliți în Grecia. Aveam doi copii, am o fată și un băiet. Fata e măritată, băietul nu e însurat. Femeia povestește că nu a avut o viață ușoară. Ea spune că cel mai greu i-a fost să construiască o casă. Când a născut fata, avea 2 luni de zile, mi-a murit tata. Și nu a trecut multă vreme, mi-a murit și mama. Și n-am mai avut unde mă duc să mă jăluiesc când trebuie ceva. Ea povestește că se întâmpla ca soțul ei să plece de acasă, iar toate grijile cădeau pe umerii ei. Chiar și așa, Afanasia crede că Nicolae a fost și rămâne un tată bun pentru copiilor. Am trăit și ghine, nu mă rău, să mai dușea el pe la femeie, dar vine acasă. Pe unii ne sfădem, pe unii trăiem ghine, dar o lucrat și el și eu. În 2004, lipsa banilor și grijele pentru viitorul copiilor au făcut-o pe Afanasia să apuce drumul străinătății. De atunci, fiica și fiul ei au rămas în grija tatălui lor. Am trăit tare greu. Mă băte vântul, ferestrele trebuiau schimbate, ușile schimbate. Femeia spune că în 17 ani, cât a fost plecată la muncă în Italia, ea a revenit acasă doar de 2 ori, iar atunci când revenea, nu-și mai recunoștea soțul. În 2013, când am venit acasă, omul meu era schimbat. Sta cu femeile în drum, venea și vecina. Dar eu nu știam nimic. Dar pe urmă, când m-am dus, am auzit. Atunci când pleacă, pleacă ambii. Pentru că o familie asta sunt doi, nu doar o persoană. Și atunci când muncesc, muncesc ambii. Pentru că atunci când rămâne o persoană acasă, ea, iarăși, nu face asta special, adoptă un comportament infantil. El așa se localizează destul de confortabil, primește banii. La un moment dat, poate îi apare un simțul vinovăției, după care acest simț al vinovăției se atrofiază, el se adaptează la această stare, asta ceea ce de obicei se petrece acest ciclu. Și eu cred că problema, cum ați menționat, că într-adevăr el a avut mai multe amante, a fost ceea când ați discutat. Uite, mie asta nu-mi place, mie nu-mi convine. Uite, hai să rezolvăm un pic altfel. Dumneavoastră ați abordat o poziție de asta, îi lasă că se va schimba, sau îi lasă că va trece, îi lasă. Și iată, din păcate, istoriile acestea au un sfârșit neplăcut. Indiferent de situație, ori soțul, ori soția. Spre exemplu, în cazul dumneavoastră, soțul, chiar fiind, nu știu, mai în vârstă, că să nu spun bătrâor, oricum e bărbat, oricum e suflet, oricum caută, oricum își vrea. Aceeași situație
dar nu cât de acceptat. Aceeași situație și cu femeile. Bine că noi întotdeauna spunem că eu sunt femeie, eu am soveste, eu așa ceva nu fac. Dar fiind la departare și de atâția mulți ani nefiind împreună, trebuia să vă așteptați că poate să aibă pe cineva. Dar sunt foarte multe cupluri la noi în Republica Moldova care despărțiți la distanță, dar oricum păstrează taina cununiei, taina familiei. Da, este o problemă despărțirea asta, dar nu cred că toți, dacă gata s-o dus, înseamnă că toți vor umbla. Mă chema la dânsă, făcea acolo mâncare și am mai servit cu două păhărele de gin și ne mișcam în dominouri. Amu, imaginează-ți că soția dumneavoastră o pune pe un an de zile la pușcărie. Ce-i să faci, Natalia? Ați bătut-o pe Eleonora cu un obiect din fier? Când nu era acasă, el se duce la dânsa. Mai mult acolo era, la Cărtnifra. Dar chiar știa tot satul că el o înșeală? Da, și satul e mare și... Dumneavoastră știți ce pedeapsă o așteaptă pe Fina și cumnata dumneavoastră? 50.000 se dă ex-ul bani pentru lecuire, să-i plătească 5.000 de avocatul și să-i dă o an la rușcă. Mai văz că te stă în drum cu Eleonora. Mă uit, el stă cu dânsa la masă. În mijloc avea o farfurie cu sarmale și un șip cu gin. El, când m-a văzut la poartă, o șters-o acasă. Dar eu îi spun ei, zic, ție nu ți-e rușine, vă nu mi-e rușine, suntem poartă, gardă în gardă, aici vecini de o viață. Nu s-a rușinat, așa i-a zis, dacă voi nu vă împăcați. Afanasia și Nicolae sunt în continuare soț și soție, chiar și după tot ce s-a întâmplat în trecumetre. Dar de partea cui este bărbatul în această poveste? Aflăm imediat. Nicolae a venit și el astăzi la noi. Să-l întâmplăm. Vreau foarte mult, v-am așteptat și vreau să vă aud părerea. Dumneavoastră ce credeți despre tot ce s-a întâmplat între Afanasia și Eleonora cu 6 ani? Și credem. Nu-i bun, dar și s-a întâmplat. Dumneavoastră, cine credeți că este vinovat de acel conflict? El spune că a ieșit să bat cu ceva. Nu putem mâine cu dorul controlat asta, să știm și rezultatele, să vedem. Și meciuni pe tot locul, la poliții, la judecătorii. Ești vinovat eu și soția mea. Dar, de fapt, cum, cine credeți că este vinovat? Ori și tem de Leonora, ori... Nu mă tem de Leonora, dar că e așa țără, e făcut pentru bani. E banul vrut la bani, tine, că cred că a vrut pe mine cumva, cumva să mă împrind în capcană și noi s-o primit. Domnule Smetanca, spuneți-mi, vă rog, în ce relații sunteți acum cu cumetra voastră? Nu ne vedem, nu grăim. Deloc? Nu bune, de pe el. Așa, când treceți pe stradă, vă faceți că nu o cunoașteți. Da. Și ea la fel? Și e tot la fel. Dar spuneți-mi, vă rog, cu 6 ani în urmă, în ce relații erați? Adică eu cu dânsă, da, ori da, noi. Cu 6 ani în urmă, dumneavoastră cu Eleonora, în ce relații? Erau relații bune, nu erau. Dar n-am... ce fel de relații, domnule Smetanca? Deja și nu vă supărați că vă întrebați. Da, ei, iar așa, de și așa, și așa. Mă chema la dânsă, făcea acolo mâncare, și am mai servit cu două păhărele de gin, și ne mișcam în dominouri, și vine acasă. Până dimineață. Dar dumneavoastră nu ați avut o relație apropiată cu Eleonora. Vă dați seama, sunteți o maturi despre ce vă întreb. Da, suntem maturi, drept. Da. Și-o dorit e și eu fost. Da. Și-a dorit cine? Da, că doi tine. Eleonora? Da, alții și spun, dacă așa au fost, unii să mă duc la temă, să mă împărtea. Făcut. Și așa au fost. Deci după domnul nu a mai fost ceva. Da, și a luat și a lăsat cu tătul. Eu și-a spus că eu mai mult nu vin să nu mă sun. Și a mai sunat de... Stați puțin, eu n-am înțeles, ați lăsat-o cu totul. Deci a fost ceva între voi sau nu? Pentru că... A fost. Nirușine. Au fost. Dacă e nirușine, cum, la aici de ani, n-aș gândi parcă așa vorbe.
Da, îmi pare rău că acum cea mai mare durere este a doamnei Afanasia, cumva, să audă asta încă o dată aici, în platoul nostru. Am aflat că soția dumneavoastră riscă închisoare pentru acea bătaie. Și vreau să vă întreb, ele chiar așa de tare s-au bătut? Nu cu un s-au fier? Bătut. I-a rupt coastea? Nu s-au bătut ele. Cred că cum a fost. Eu venit pe mine. Eram o gradă, că din drumă pe mi-a spus și haide cu mătru și mai servi câte un păhărel. Am asta fost la jumătate de bară. Măcar te să lăs în pași cât o vii de acasă. Că eu nu știu, mă, și atunci am început iară, alea ca și știi, și când a venit ea la poartă, m-a văzut, mi-a zis, haide mai ca și ăsta aici. Și eu am ieșit, eu m-a apărat de câini și am ieșit. Cine v-a apărat nu de mi-a dat în gând. Leonora. Da, nu mi-a dat în gând că el ar sănini să, să mai dar la ce v-ați gândit atunci când v-ați văzut soția la poarta amantei? Dar și puteți să mai văd dacă el și-a făcut. Și de ce ați fugit? Nu fugiți în olvadă. Eu m-am dus acasă, mi-a fost rușine. Și ce putem să-i spune în față, dacă a venit m-a văzut? Colegii mei l-au găsit pe bărbatul care a fost martor la bătaia dintre eroina noastră și cu metra ei. Haideți să vedem ce își amintește el despre acea seară. Eu dormim afară pe pat, dacă era vară. Și când am auzit ajutorul, am ieșit, am deschis poarta, am avut ele acum poartă la Leonora, în mijlocul drumului. Leonora se dea de subt. Da, eu pus mâna în cap la ea slantă și ajutor striga aia deasupra, nu așa e de sub. Dar cu apucatul de plec nu-i da drumul de cap. Nu au fost nici vărsări de sânge, nică, nu știu eu pentru singur așa să-i judi. S-au tras de plete două cu mine. Dar nimeni nu a fost bătută, nu le-a scurs sânge. Asta e o prostie, că el se judecă pentru o iubire. Eu nu m-am strigat la din și cu voi, băi. Și i-am sus cu lasul despărțit și una sus acasă. Așa ea umbla cu bărbatul, așa cu aceea, treaba lor acolo. Domnule Smetanca, și aici vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum credeți, de ce Eleonora după asta s-a plâns la poliție că Afanasia i-a rupt coastea, că a bătut-o tare? Pentru bani. Pentru bani, da, asta că o a avut țări de bani, și de costit că mine, este de unde. Și să ne scoate niște capicuți buni. El avea tractorul lui, el mașina lui, busicul lui, el făcea ce, le primla, le dușe cu tăcele și el să îl scurgeau de bani. El e meșter bun, nu vă credeți că e numai dintr-o parte meșter, el e meșter vestit. El face cas, face, el se vezi cas, face el. Dar ei trebuie bani, lui trebuie bani. Așa e zis ginele. Ginele, eu sunat la... El zice, scoate-mă din roză, că eu nu pot să fac nică, nici să mă duc, nici să vin. Dar el zice, dacă îmi dai 10.000 de euro, scot. Deci zic, pentru ce mai să-ți dau 10.000? Nu, 10.000 de euro. Și tot îmbla pe tot loc și vine așa acasă. Dacă îmi dați 10.000 de euro, eu vă iert. Și să iert mâine, că tu ești banditul, banditul, clopriți și cu bani falșivi și cu granate și cu tăcele. Și el zice că să-l iert. Și să-l iert mai pe dânsul. În această seară vă spunem povestea Afanasiei Smetanca din Racovăț. Femeia de 63 de ani este învinuită că a bătut-o crunt pe o cumetră, care ar fi fost amanta soțului ei. Învinuita spune că i-a dat doar câteva palme rivalei sale, deși aceea s-a plâns la poliție că a fost bătută cu un fier. Acum procurorii cer pentru Afanasia un an de închisoare. Pentru a demonstra că spune adevărul, femeia s-a hotărât să treacă testul la detectorul de minciuni. Rezultatele le vom anunța în câteva momente, dar nu înainte de a auzi ce spune cumetra sa, Eleonora, despre incidentul de acum 6 ani, dar și despre relația cu Nicolae. Atenție la ecran! De atunci, piciorul și capul și tot, coastele am avut rupte de ei, mă blăsta, mă pinsa, dar... De unde v-a bătut? Aici la mine, în o gradă. Cu cine mă întâlnesc, îi spune că eu mă blăsta, mă pinsa. La câți bani ați cerut? Încerut. Nu știi, și s-a sfârșească instanță, s-a sfătărească instanță. S-a încerut, dar cine știe și în santuaș, eu am cheltuit banii lui, s-am stat. De adevărat că ați fost amanta lui domnul Nicolae? Nu, minciuni, cleveta. Astea sunt toate prostologiile ei care le strânește tățatul și nici nu pot să ies din casă. Domnule Nicolae, minciună sau adevăr? Ați avut o relație voi doi? De ce dumneavoastră ziceți să recunoașteți iar Eleonora neagă? Am avut să recunosc.
Iar Eleonora neagă. Și spune minciuni. Și nu arătată la față. Înțeleg, și spune minciuni. Și aici spui și e mână, spui și eu. Poate e rușuri, dar... Domnul Nicolae, ați încercat să, atunci când s-a întâmplat tot incidentul, să vă apropiați de Eleonora și să-i spuneți, uite, hai să... Pe urmă, pe urmă. După, adică chiar atunci când s-a întâmplat asta. Nu, m-am înțăcat, eu... Nu, după ce ai depus plângere. Nu m-am aprochet, nu ne-am mai văzut numai, cum se spune, dintre așa. Și nici nu grăim nici unul la altul, nici... Le-a trecut. Cum credeți, cine este vinovat că acum soția dumneavoastră riscă o pedeapsă cu închisoarea? Nu știu cum. Deci nu știi cum. Domnul Nicolae, ați sunteți un bărbat chipeș. Mi imaginez că pe parcursul vieții îmblau ață din urmă natale femeile. Ai ajuns la o vârstă atât de onorabilă, frumoasă. Natale, nu ți-e rușine că soția îmblă peste hotare și cum îți trimite ruble acasă? Dar Natale totodată îmblă pe la vecine. Dar poate te încerc să te aprochi de Eleonora și zici, băi, să mai duci odată soția în Italia, să duci încă o dată soția în Italia și eu să mai vin de vreo două, trei ori la tine. Da, cerc lucrul ăsta, dar trebuie să... Eu pun polițai cu mine. Amu imaginează-ți că pe soția dumneavoastră o pune pe un an de zile la pușcărie. Ce-i să faci, Natale? Ce-mi să fac? Să rămân singură, ce-mi să fac? Așa cum v-am spus, Afanasia Smetanca se jură că i-a dat cu metri doar câteva palme, dar nici de cum nu a bătut-o cu un fier, așa cum afirmă Eleonora. Ca să demonstreze că spune adevărul, Afanasia s-a hotărât să treacă testul la poligraf. Haideți să vedem cum s-a petrecut. Atenție, Lec. În ziua conflictului, v-ați pornit în drum cu intenția de a o bate pe Eleonora Fitco? V-ați ascuns în Italia știind că aveți un dosar penal în Moldova? Ați agresat-o pe Eleonora Fitco din geluzie? Ați bătut-o pe Eleonora Fitco cu un obiect de fier? Testul a luat sfârșit, puteți să vă relaxați. Doamna Smetanca, eu vreau să vă întreb dacă ați fost sinceră în cadrul acestui test. Da. Nu ați încercat niciodată să trișați? Nu. Haideți să vedem ce ne-a arătat testul la poligraf. Așadar, prima întrebare a sunat în felul următor. V-ați dus acasă la cumetra Eleonora cu intenția de a o bate? Nu. În cadrul testului ați răspuns nu. Și este un adevăr. Pentru că eu m-am dus după adică să-l aduc acasă. A doua întrebare. V-ați ascuns în Italia știind că aveți un dosar penal în Republica Moldova? Nu. Și este o minciună. Poate totuși ați stat în Italia 6 ani de zile. Eram în regulă, lucram. Ca să evitați o pedeapsă în acest dosar penal. Cel puțin așa arată testul la detectorul de minciuni. Următoarea întrebare. I-ați propus bani cu metrii Eleonora ca să-și retragă plângerea scrisă pe numele dumneavoastră? Nu. Și aici ați spus un adevăr. Și ultima întrebare, foarte importantă, apropo, pentru dosarul pe care îl aveți. Ați bătut-o pe Eleonora cu un obiect din fier? Nu. Testul a arătat că ați spus un adevăr. Acum altceva. Vreau să comentați răspunsurile la acest test. Deci, din câte se pare și practic se confirmă de ceea ce ne-a spus mai devreme doamna Afanasia, că a plecat în Italia, a stat 6 ani de zile știind că are un dosar penal. Eu îmi imaginez ce s-a întâmplat. Doamna știa despre dosarul penal sau, în genere, plângerea depusă la poliție. Cred că a fost și invitată vreodată de 2 ori, știind că acest caz nu se poate rezolva pentru că ea nu acceptă o discuție, dar se necesită prin organele de drept a rezolva acest conflict. Dânsa a plecat, având invitația sau neavând invitația, a plecat
în Italia sau la Italia, cum spun moldovenii noștri, pentru a munci, știind că refugiul ăsta în altă țară, acest conflict și depărtarea lui de la originea acestui conflict până nu știu când va fi acest hotar, poate se va uita, poate acea hârtie se va îngălbini, poate nu știu ce acolo, etc., etc., când voi veni peste vreo 7-8 ani, o să fie ok și toți o să uite de chestia asta și cu asta se va termina. După ce Afanasia s-a decis să treacă testul la detectorul de minciuni, și Nicolae, soțul ei, a acceptat să o facă. Haideți să vedem cum a trecut testul. De fiecare dată când aveați relații sexuale cu Eleonora, ea vă servea cu alcool? Convins că tot ce spune este adevăr, Nicolae Smitanca a acceptat testarea la detectorul de minciuni. După cearta din 7 iulie 2014, ați mai avut relații sexuale cu Eleonora? Expertul poligraf spune că în timpul testului au ieșit la suprafață detalii pe care bărbatul le-a tăinuit ani la rând de soția lui. Testarea domnului Nicolae mi-a părut de parcă ar fi fost un test de spovedanie. A povestit foarte multe momente care dorea să le tăinuiască. În timpul testului domnul Nicolae a povestit mai multe decât m-am așteptat și decât cunoaște însuși soția sa. Doamna Eleonora, dacă o să o afle, cred că o să aibă infarct. Unde a spus Nicolae Smitanca adevărul și unde a mințit, aflăm imediat. Acum, trebuie să anunț rezultatele. Poate vreți să ne spuneți ceva înainte să le citesc? Ați trișat, poate? Ați pus o minciună la vreo întrebare? Parcă îmi pare că nu. Parcă îți pare, vă pare că nu. Să arăte și să fie. Așa, haideți să le vedem. La fel. Doar câteva din întrebări ne-au interesat, v-au fost puse multe. Și prima sună în felul următor. Până la conflict, cu Metra Eleonora a întreținut relații sexuale cu dumneavoastră? Da. Ați spus un adevăr, domnule Nicolae? Nu cu potrivă. A doua întrebare a sunat în felul următor. Eleonora, v-a rugat să divorțați de soție și să trăiți cu ea? Da. Mi-a propus să las-o pe tămuti la mine, iau-te-o și gospodină. Și ce ați răspuns? N-am mai răspuns că... Atunci când v-a propus, ce i-ați spus? Lăsă că a fost asta, între noi, știi, vorbile astea, dar eu n-am răspuns nimic. Nu? N-ați vrut totuși să plecați de la nu, soție? Nu. Eu să mă gândesc, mai am aleac și mă cred. Deci, din câte ați înțeles, a spus un adevăr, domnul Nicolae, și la acest moment. Aș prevrut-l gospodărelul, domnul Nicolae. A doua zi după conflictul din 7 iulie 2014, Eleonora părea să fie bătută? Nu. Nu că eu să alătre cu traie și o văd. Eu văd când ies câtă vreme, că acum și pe mine. Adevăr ați spus? Adevărul, dacă te las și pe adevăr, știți. Foarte importantă această întrebare, domnule Nicolae. După cearta din 7 iulie 2014, ați mai avut relații sexuale cu Eleonora? Nu. Și din câte arată testul, ați spus... Adevăr. Un adevăr. Cred că spui și la nepoți să nu mai fac ce a făcut el. Și ultima întrebare. Ați pus la cale împreună cu Eleonora ca să vă despărțiți de soție? Nu. Dar dumneavoastră, doamna Afanasie, l-ați bănuit vreodată de această complicitate, de acest plan diabolic? Da. Ne-ați spus chiar atunci, da. Seara aceea, că puteau chiar să vă omoare. Da. Vă dați seama, domnule Nicolae, de ce vă bănuia soția? Nu ne pare rău că m-am dus la Italia, fiindcă sunt ziua de azi. Dar eu poate să rămas acasă, nu eram. Dar iată că testul arată, domnul Nicolae a răspuns nu la această întrebare. Că nu ar fi avut un plan pus la cale cu Eleonora să vă înlăture, așa sau alt. Și testul arată că el a spus... Adevărul.
vorbișuri. Un adevăr. Un adevăr, dar dacă se întâmplă așa, eu aveam frică. Eu aveam frică de dânsa. De dânsa. Dar spuneți-mi, vă rog, aveați motive să-i bănuiți de așa ceva? Este înfricoșător. Eu avem. Așa ne venis în cap și de atât am... Era și ceartă și e de acasă striga și mă măscărie. Și eu i-am spus la băiet, eu când m-am dus, eu m-am dus cu mâinile goale, cu măsăiși. Doamna Smetanca, spuneți-mi, vă rog, acum, după 6 ani de zile, după tot ce s-a întâmplat, cel puțin dumneavoastră la ce concluzie ați ajuns? Eu am fost uimită, apropo, să aflu că voi mai sunteți, mai trăiți în căsătorie. Pentru că eu când am venit acasă și când l-am văzut în șihală, că eu făcusem contract până în aprilie să lucrez. Și în luna decembrie am zis că mă duc acasă, îmi rezolv problema. Că eu le-am spus la stăpâni unde lucram eu. Eram în relații bune. Zici, dar cum ne legi? Dacă tu ai spus că până în aprilie eu vreau să mă duc acasă, că tăți îmi spune că bărbatul e bolnav și ar să moară și eu am lipădat, adică ne-a luat. Și ne-a luat și îi spun lui sora mea, zic, eu mă duc acasă, dar ești mare dorință ești având să te duci acasă, mare bucurie, te așteaptă pe tine acasă. Mai stai măcar până în primăvară, zic, mă duc acasă. Și când am venit acasă și când l-am văzut în șihal, era slab ca un schelet. Și zic, nu mai are niciun rost ca să mă despart. Simțim familia grămadă. Mult, 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 mult respect, Afanasie, pentru această decizie a dumneavoastră. Nu știu dacă s-a cuminții domnul Nicolae. Ei, cât de tare. Nu mai faci de-a mea. Ultima întrebare pentru dumneavoastră, domnul Nicolae, și vă las în pace, vă promit. Poftim. Cu tot respectul pentru vârsta dumneavoastră. Atunci, cu 6 ani în urmă, când ați aflat că ele s-au bătut, că tot ce s-a întâmplat, că s-a ales cu un dosar penal, ați venit la ea să-i spuneți, iartă-mă? Nu, ce să spunem nici, nu. Poate acum vreți să-i spuneți asta. Uitați-vă, o țară întreagă o să vă vadă. Ați vrea? Mă rog să mă ierte, mai mult n-aș mai repete așa ceva. Și regret tare mult pentru asta care... Parcă m-a tumănit, iată cum a fost, așa, ca un om tumănit. Dacă erați îndrăgostiți. Domnule Nicolae, vă mulțumesc pentru această recunoaștere a vinei. Din această istorie, unii om a mai râs, unii a mai plâns. Am înțeles 2 lucruri dureroase pentru mine. Dragostea nu are vârstă și focul dragostei există la orice vârstă asta. Eu credeam că numai tineretul face așa prostii și nebunii. Eu e ca ne-am înțeles că nu numai tineretul. Dar a doua, uitați-vă cum o persoană puternică și sigură pe sine poate să duc pe degete 2 persoane moi, fără caracter, slabe, de firii ca dumneavoastră. Dumneavoastră sunt merit ambii într-o capcană. Cum o persoană puternică vă poate duce prin cap familiei, de fapt, e sora dumneavoastră. Dumneavoastră nu puteți să fiți capul familiei în familia dumneavoastră. Asta e greșeala. Asta e marea voastră, dumneavoastră, a voastră greșeală din familie. Eu vă doresc din tot sufletul armoniei și nu mai cădeți în capcane, mulțumim. Domnul Nicolae. Vă rog frumos, mulțumim. Că e dureros. Vă doresc să ajungeți la o vârstă frumoasă, cum se spune la noi la moldoveni, să îmbătrâniți pe o piernă, să vă ajutați copiii și succes în tot. Domnul Nicolae, am să încep cu dumneavoastră. Ca bărbat, sincer să fiu, eu vă înțeleg perfect. Există la noi o zicală, ochii care nu se văd, se uită. Știm că soția e departe, nu se vede, dar vecina e ca ea, ca e aproape. Și că atât mai mult încât dă din coadă. E ușor de manipulat. Dar eu vreau să vă imaginați pe o secundă că în locul istoriei este, era soția noastră și se duce la vecină. Ce aveai să faci, mă tale? Cam tot ar trebui să-ți pui întrebarea.
În situația dată ești ca un copil acum. Te-a iertat soția până ce îi se închiză ochii. Trebuie să-i pupi mâinile și picioarele. Merită. Dar... Matale, mult stimată doamnă, vreau să-ți spun câteva cuvinte de realitate. Ești ca o femeie foarte puternică. Și-mi închipă și ca o mamă ai fost puternică și bună. Vreau să spun un lucru, să știi că Dumnezeu tot vede. Matale, pentru acțiunile care le-ai făcut, mereți în viața asta canonizată. Dar Dumnezeu o să se aprecieze locul. Fii sigur. Doamna Afanasia, eu vă apreciez pentru căldura aceasta care o emanați, pentru compasiunea aceasta care totuși a dat dovadă că sunteți împreună. Eu cred că furia Eleonorei în mare parte a fost anume pe calitățile dumneavoastră care le obțini, pe care le aveți, pentru că așa privind dintr-o parte, când a dat ea interviu ca psihotip, un pic am văzut-o că ea nu o deține așa calități. Și eu cred că anume calitățile acestea vă va salva situația în care sunteți acum. Și nici un gând măcar nu mi-a trecut că dumneavoastră, da, inițial când s-a început emisiunea, că dumneavoastră sunteți capabili, anume, da, cum a vorbit Eleonora, poate ați luat un fier, nu știu ce, după felul dumneavoastră, cum sunteți? Mie îmi vine greu să cred în asta. Mi-a fost greu și eu sunt sigură că într-adevăr, aici ce a fost în studio a fost un adevăr pur. Dar dumneavoastră, domnul Nicolae, da, eu vă recomand acasă să-i cereți o iertare, adică să vă cereți scuze mai sincer. Amar, amar, amar! Sunt un auitat! Ești mă eu! Mulțumesc! Moldova mă vedea, dacă eu... Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi. Mereu alături!